Specialiștii de la Sera de Flori a municipiului Câmpul Lung lucrează la pregătirea jardinierelor cu flori ce vor decora bulevardul Pardon. În mijlocul lor s-a aflat și primarul Elena Lasconi, care a dorit să dea o mână de ajutor pentru ca totul să iasă așa cum a văzut în mai multe orașe europene. Florile sunt produse în Sera, aflată în subordinea administrației domeniului public și privat al municipiului, iar jardinierele personalizate au fost confecționate cu bani obținuți din sponsorizări de la o firmă din Brașov. Vreau să facem jardinierele astea să fie frumoase, cu ce avem, că nu am dat niciun ban pe flori, adică sunt florile care sunt prinse de colegele mele de la Sera. Și am venit să văd exact ce putem să luăm. Luăm o mușcată de acolo, una de acolo. Avem 32 de jardiniere. Trebuie să fie premium, pentru că Câmpul Lung este un oraș nobil. Deci nu mergem cu mărunțiș. O să fie 16 pe o parte, 16 pe alta. 8 treceri de pietoni și facem câte 2-2-2 în oglindă. Când ai trecea de pietun aici, alea două să fie identice în partea asta. E destul de complicat, să știți, pentru că nu avem chiar atât de multe flori, nu sunt foarte multe înflorite și e bine să ai și înălțime și planta târnătoare și culoare în jardiniere. Cel puțin asta îmi place mie să văd și asta am văzut în străinătate, peste tot pe unde am umblat și am fotografiat. Îmi place să grădinărez maxim și vreau să arate într-un fel. Acum o să fac apel la toți oamenii care văd pe cineva care se apucă să ia flori din jardiniere, să sune la poliție, o să facem post fix pentru poliția locală pe bulevard și sper să respecte oamenii. Așa se vede din stradă. Deci vreau să fie liberă stema, pentru că asta este identitatea Câmpul Lungului. Asta e partea care o să se vadă. Deci aici e trotuarul, merg pe trotuar, așa, aici se trecea de pietoni. Da? Și o să fie o altă aici, în partea stângă. Sunt superbe, o să fac o comunicare, o conferință de presă și când o să avem și câte o bucată măcar dintr-o bancă, bolarzii deja sunt aduși. A fost foarte greu să fac rost de atâția bani, pentru că e vorba de mulți bani, nu știu câți am adunat, de peste 500 de mii, cred. Vă dau un exemplu de ce a fost foarte greu, pentru că am apelat inclusiv la firme mici, cei de pe bulevard nu au dat nicio sponsorizare, deși beneficiază de toate lucrurile acestea, dar poate că n-au avut, nu știe nimeni ce e acolo. O să cumpăr și eu flori, pentru că florile sunt foarte scumpe, sunt între 30 și 60 de mii de euro, alea care o să vină pe partea cu tei, nu vorbesc de astea, pe care le încropim acum. Sunt din fontă, sunt turnate, a durat ceva, le-am personalizat, totul este personalizat și coșurile de gunoi sunt branduite cu sigla primăriei, nu cu stema. Cu sigla primăriei, cu stema am considerat că la jardiniere se potrivește. Trebuie să mai achiziționăm două jardiniere din granit, superbe, rotunde, o să vă arăt în conferința de presă, și la alea, v-am zis, se pretează să pui pomișor ornamental și în partea de jos vizualizezi să schimbi plante în funcție de anotimp. Adică să ai primăvara narcise, lalele, să ai vara, uite, ochiul boului, mai știu. Plante de sezon. Da, plante de sezon, dar vă spun, o să le facem toate cu specialiști. De luni, jardinierele vor fi montate pe bulevard pentru a înfrumuseța zona centrală a municipiului. Pentru a nu fi degradată de cetățenii răuvoitori, în zona bulevardului se va înființa un post permanent de observație al poliției locale.